Despre ce vorbim astăzi? Despre ce vorbim astăzi, Simona? Sănătatea și frumusețea dinților. Mai precis, vorbim despre fațete dentare, un moft sau o necesitate. Ce sunt aceste fațete, din ce materiale sunt făcute, când ne sunt utile și ce alegem, fațetele dentare sau albirea dinților atunci când vrem dinți mai albi. Amănânt te aflăm imediat. Sunt fațetele dentare? De câte feluri pot fi? Fațetele dentare sunt dispozitive cosmetice care țin de cosmetica dentară sau de estetica dentară și care se aplică pe fața vizibilă a dinților anteriori, a dinților din față, pentru a îmbunătăți considerabil estetica dentară. Cui le recomandați? În ce situații? În general, pacienții care au probleme de estetică la nivelul acestor dinți, estetică destul de probleme destul de severe de ale aspectului dinților frontali, dinți ciobiți, dinți colorați foarte puternic și care nu mai pot fi aduși la culoarea naturală cu ajutorul albirilor, dinți cu obturații cu plombe mari, în general toți dinții care au suferit destrucții destul de întinse, fie coloristic, fie ca formă. Putem rezolva strungăreața cu ajutorul fațetelor, adică să o facem să dispară? Da, strungăreața este încă un capitol care poate fi corectat cu ajutorul fațetelor. Nu știu dacă întotdeauna este indicat să facem să dispară acea strungăreață, deoarece, din punctul meu de vedere, poate să se încadreze foarte bine și să constituie șarmul pacientului respectiv. Pregătirea pentru montarea fațetelor, există ceva special care se face înainte de a monta fațeta? Dragă Simona, e bine ca pacienții să rețină un lucru. Fațetele dentare se încadrează perfect după ce o grămadă de alte afecțiuni care, în cazul în care există, au fost tratate și corectate. Nu putem vorbi de fațete dentare pe o gură unde boala parodontală este prezentă, unde gingiile sunt inflamate. Nu putem vorbi de fațete dentare unde avem dinți foarte strâmbi, mal poziționați. Întâi facem tratamentul ortodontic, îi îndreptăm și ulterior venim cu fațetele. Nu putem vorbi de fațete pe carii dentare netratate. Deci fațeta dentară este ultima etapă, ultima cosmetizare a zâmbetului, să-i zic așa, după ce în prealabil am tratat problemele dentare. În fond și la urma urmei, înainte de a avea o dantură frumoasă, este bine să avem o dantură sănătoasă. Odată montate fațetele, de ce trebuie să ținem cont? Îngrijirea lor? Mai putem mușca sau nu dintr-un măr, de exemplu? Nu mă îndoiam că o să-mi pui această întrebare care, cum să zic, ai ridicat o minge la fileu cu care vreau să punctez. Într-adevăr, cine alege fațetele dentare trebuie să fie foarte atent la modul de a se alimenta. Nu mai mușcăm alimentele dure, avem grijă când mâncăm, tăiem cu furculița și cuțitul, cum de altfel este civilizat. Utilizăm furculița și cuțitul, cum de altfel este civilizat. Este indicat să protejăm acele fațete, deoarece ele sunt foarte, foarte subțiri, sunt dintr-un material ceramic, dar fiind de 0,305 mm și lipite cu un adeziv, gândește la o unghie falsă, da? Legătura între dinte și această fațetă este un adeziv chimic. Acest adeziv nu are o rezistență infinită și atunci este bine să avem grijă când mușcăm și ce mușcăm. Așadar, dacă ai admirat întotdeauna zâmbetul vedetelor de la Hollywood, iată că acum ai găsit soluția. Poți uita de dinți fisurați, ciobiți sau crăpați, poți scăpa de strungăreață, de coloraților inestetice ale dinților, de dinții prea scurți sau de alte imperfecțiuni de structură. Fațetele dentare îți pot oferi acum zâmbetul mult visat. Atât pentru astăzi. Sunt Simona Dragomir. Ne revedem luni în jurul orei 10 aici la Nața, ca să spunem bună dimineața, sănătate!